A, I, M, P. A, vorbit despre asta. A, P, I, M. Este, da? A, P, I, M. La la am luat în discuții. Să umbrim cu care unghi? Dintre unghiul celălalt. Dar nu e A, P, M? A, P, I, M. Corect. A, P, I, M. A, P, I, M. Umbrim cu care unghi din triunghiul? C, N, P. C, N, P. Cu C, N, P. C, N, P. Ei, dragule, este prima dată când noi am analizat două triunghiuri. Și ne-am dus pe ipoteză, păi ce mi-ai spus tu? Că toate laturile sunt egale a triunghiului mare. Că unghiurile toate sunt de 60 grade. Bun, asta e informația mea. Ce mai am? Că am cât B, N și cât CP. Tot în ipoteză. Și eu trebuie să arăt că triunghiul ăsta care s-a format, MNB, MNB este echilateral. Trebuie să arăt cu alte mine, toate laturile sunt egale, toate între ele. Și atunci am zis două întâi să fac. Latura asta să fie cât asta. Și uite, o am mai. O am. Cum am reușit? Păi latura asta intră în triunghiul de sus. Latura asta intră în triunghiul ăsta latur. Și visez, dacă aș arăta, dacă aș reuși, să arăt că cele două triunghiuri sunt congruente. Deci dacă aș reuși să arăt că cele două triunghiuri sunt congruente din informațiile dinainte, care am în ipoteză, atunci triunghiurile fiind congruente și latura asta cât asta. Va fi de aceeași măsură, nu? Da. Așa. Și ați văzut, da, latura PM intră în triunghiul AM, P. Latura intră în triunghiul ăsta. Ce au cele două triunghiuri? Știu eu din teorie când îmi trebuie trei elemente. Cazurile de concurență a două triunghiuri sunt LUL, ULU și LLL. LLL nu ca pică de câte vreme, mă tocmai trebuie să arăt că până pică. Și îndată îmi dau seama cu unghiul A, cu C, ăsta de aici, din A, ăsta din C, sunt de aceeași măsură 60-60. Iar unghiul din A e format din A, M, și A, P. Unghiul din C, din C, P și C, N. Da? Fiind A, M cu C, P și A, P cu C, N. Și am și baftă că mai văd că A, M e cât măsura lui C, P. E dată din ipoteză. A, M cât C, P. Iar când privește A, P cât C, N, nu am deodată, dar se vede că toată era A, C cât C, B. Și am scăzut bucățica asta de aici și bucățica asta. Și atunci a rămas C, N cât A, P. Și m-am plasat în cazul latură, unghi, latură. Și triunghiile sunt congruente și fiind congruente și celelalte elemente sunt congruente. Adică tocmai îmi trebuie asta cât asta. Și am și stabilit și celelalte unghiuri, două, unul de aici, unul de aici, unul de aici, unul de aici, congruente. Și acum, ca să cheie problema, ar trebui să iau și latura asta să fie cât asta. Ei, dacă asta cât asta sau asta cât asta, nu are importanță. Ce crezi tu? Cum vom reuși să arătăm că latura de aici e cât asta de aici? Ia să văd dacă te pot pronunța. Cât de ceasul? 6.5. 6.5, magă. Cum putem arăta că latura PM este cât MN? Din experiența câștigată. PM cât MN. PM cât PN. Am făcut-o. Acum PM cu MN. Păi știm că... Lasați-te. PM, unde a intrat? În ce triunghi? În APM. Bun. Și în PCN. Și, bun, PCN am, am terminat-o cu PM, cu PN. Am terminat-o. Acum, PM vreau cu MN. PM cu MN. Păi știu că... MNU intră. Unde intră? MNU intră în MNB. MNB. Deci, am găsit un alt triunghi deștept. MNB. Deci ăsta de aici, ăsta e triunghiul. Și
am zis, băi, dacă aș reuși să iau la comparat triunghiul ăsta A pe M cu M până, da, să le auzi pe astea două și dacă ar fi congruente, visez iarăși. Dacă ar fi congruente, atunci toate elementele să fie congruente și intră și la trape M cu M, N și bine ar fi de acolo să trag concluzia asta că și la trapă M e cât M, N, P, M a fost cât M, N, P, N și toate sunt între ele atunci. Ei, pare că astea două trebuie să fie congruente. P, M și cu P, N. Pentru că P, M și cu M. Știm că... Nu? Trebuie să luăm la comparat triunghiurile astea. Ce părere ai despre cele două triunghiuri? Ce au ele? Păi știm că B și cu A sunt la fel. Sigur că da. Sigur că da. B și A de 60 de grade de unde știi tu? Din ipoteză, nu? Da. Bun. Apoi. Ce mai au cele două? Ce încă unghiul P este congruent cu unghiul M? Unghiul? Păi cum? Păi cum? Nu, nici vorba. Ce mai au cele două? Au câte un unghi. Și când au câte un unghi, repede te gândești la laturile care formează unghiul. Unghiul și cu unghiul. Păi care formează... este... Deci, care formează unghiul. NB și MB. MB și? MB. MB. Asta formează unghiul din B. Dar unghiul din A, din cine e format? Din AM și AP. Bun. Acum trebuie să fie o latura unghiului ăsta de aici cu o latura unghiului de aici. Da, avem. Cine, da. Cine este? AM. Așa. Cu ăsta MB. Corect. Sigur că da. AM cu MB din ipoteză. Deci când am le luăm pe aceste două triunghiuri la analiză, ele au unghiul de 60 cu unghiul de 60, o latura a unghiului acesta cu o latura a unghiului acesta, și acum zic, mă, dacă ar fi și asta aproape cât asta, aș intra în latura, în latura din nou. Păi, noi știm că am arătat că MB este egal cu PA. N-am arătat, dar putem bine, arăta. Dar știm că spune AM este egal cu MNP și știm că AB este congruent cu CA, în care se scade un AM și un CP care sunt egali și nu trebuie că pe A egal cu MB. Sigur că da. Și te-ai plasat. Asta e cât asta din ipoteză, unghiul de 60. Știi ce arăză că unghii... Triunghiuri luate în discuții sunt triunghiuri congruente, da? Da. Deci, cum redactăm, te rog să spui tu acum? Păi, spune-mi că... Fie triunghiurile, să analizezi, da? Fie triunghiurile care... Fie triunghiurile spre comparare. Da? Fie triunghiurile. Zile tu care sunt triunghiurile. Păi, triunghiurile sunt... MNB. MNB și PMA. PMA. Despre cele două triunghiuri spunem că au. Că au în comun unghiul B și cu unghiul A. Deci unghiul B egal cu unghiul A și egal cu 60 de grade. Da. Latura AM cu BC. AM cu? Stați. AM cu MB. AM. Congruent cu MB. MB. Da? NB. AM cu NB. Cu NB, corect. NB. Mai avem că... AB este egal cu AC. AB egal cu AC, știam așa. AB egal cu AC. Și de altele sub avem că... și jos mai avem că PA egal cu MB. PA PA nu. Nu, trebuie să luat AB egal cu BC. Deci am luat AB asta toată cu AC, nu? Da. Și acum mai avem că PC da. E cât AM, ca să scădem.
Deci pe ce dedesubt, pe ce, pe ce să spun aici, din acest cadru. Pe ce cu? Cu am. Am. Și când scădem, ab minus am. Și vine pe a. Deci pe, vine pe a. Egal cu? Din ac, scădem pe ăsta din ab, scădem, vine mb. MB. Deci, practic, vine MB egală cu, cu cine ai spus? Cu PA. Cu PA. Ei, și acum suntem, asta subliniem, asta avem din ipoteză, asta am demonstrat, și conform cazului, care caz? Latură, unghi, latură, lul, triunghiurile luate în discuție, triunghiul M, N, B, e congruent cu triunghiul P, M, A. P, M, A. Și triunghiurile fiind congruente, deci triunghiurile fiind congruente, înseamnă că toate elementele sunt... unghiurile sunt congruente. Toate elementele. Toate elementele. Celelalte trei neluate, da. Că trei le-am prins. Adică, adică una... P, M. P, M, da. P, M. Egal cu M, N. M, N. Și... și egal cu P, N. A, pe de altă parte, mai știam că e demonstrat acolo, da. Că până, dedesubt, până... egal cu... până cu PM, da. Înțeles? Până cu PM. Și din cele trei, ce rezultă? PM e comun, înseamnă... până. Nu-i pământ, aia pământ e comun. Până egal cu PM. Până egal cu PM. Și egal cu? Egal cu MN. Până cu PM. Egal cu MN. MN. Și asta înseamnă că triunghiul ăsta, ce fel de triunghi dacă toate laturile sunt egale? Este un unghi. Un triunghi. Un triunghi echilateral. M, M, P, echilateral. Vezi? Asta înseamnă geometrie, de acum, ca să înțelegi. Am făcut așa, joacă a fost și acolo, ce a fost acum. Până aici. Dar acum încep probleme frumoase, interesante. Trebuie să știi cazul de congruență. Și când iei triunghiurile, zic, băi, vreau la asta să băi dacă ar găsi triunghiul ăsta cât ăsta. Dar ca să fie, trebuie să mă basez unul din cazul de congruență. Și trebuie să folosim toată ipoteza, să vedem ce și cum. Dar a fost o... primă, un prim contact cu ce înseamnă geometria, cum anume gândim la geometrie, da? Da. Ne oprim aici. La revedere! Să nu uitați să share și să vă abonați la Prof. Online. La revedere! La revedere!